descoperire de senzație în apropiere de satul Fierbinți, județul Ialomița. O echipă internațională de arheologi a identificat tocmai aici ceea ce pentru 2000 de ani a fost unul dintre secretele antichității, anume mormântul poetului Roman Ovidiu. Dovezile în acest sens sunt cât se poate de clare, spun cercetătorii care au excavat deja în întregime ruinele monumentului funerar și care se vor întoarce în această seară în localitate împreună cu o comisie UNESCO pentru a le certifica. ProTV va transmite în direct evenimentul. Unde domn primar? Între marile mistere legate de construit. N-a ajuns încă, dar tu ce ai? I-a luat smurdu. Ce, mă? I-a luat smurdu, ce nu înțelegi, mă? Pe cine? Păi ei. Robi, tu ai făcut insolație? Ce, mă, Danita, dacă îți spun că i-a luat smurdu? Păi pe care ei? Pe care ei i-a luat smurdu? Păi ei, păi aia doi muncitori pe care i-a angajat domn primar să încredească cu cart groapă. Groapa săpată de arheologi? Da. Și de ce i-a luat smurdu? Cum de ce, mă? Că i-am sunat eu, i-am sunat și au venit. După aia a vrut să-l sun pe domn primar, dar a rămas fără baterie. Din ce cauză i-a luat smurdu? Asta te întreb eu pe tine. S-au accidentat. Aaa, bună ziua, tinerețe! Aaa, ce faci, mă? Așa vrei să o cucerești pe fata asta cu zmiorcăieri? Păi așa te-am învățat eu pe tine. Dar îi dai tâmpii, n-am ce să-i fac. Mai invite-l mă și tu la tine cu un ofi foc. Nu vezi că i s-a umplut fața de coșuri și nu te șifonează el mult. Nu din cauza asta plânge el, domn primar. Dar de ce, mă? Zi-mă de ce plângi și taci. Domn primar, îmi pare rău. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te! Și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.